Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutura, a anunțat că de vineri, 23 septembrie, vor începe lucrările de modernizare a drumului E85 spre Siret. Anunțul a fost făcut după întâlnirea pe care a avut-o joi, 22 septembrie, cu ministrul transporturilor Sorin Bușe și șeful Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, Cătălin Homor. Șeful administrației județene Sucevene a menționat că de vineri 23 septembrie a început modernizarea drumului spre Siret și Rădăuți. Totodată s-a primit undă verde și pentru modernizarea tronsonului de drum dintre Vatra Moldoviței și Sucevița, precum și pentru reabilitarea DN18 spre Borșa. Pe de altă parte, vă mai aduc niște vești și aduc sucevenilor în premieră. Mâine începem modernizarea drumului european 85 Suceava-Siret. De mâine. Eu i-am cerut ministrului că tot trag de timp, că n-au toate hârtiile. Când o să asfaltați? Când vine gerul? Că aici iarna vine mai repede. Când o să faceți marcajele rutiere? Deci a fost o discuție foarte aplicată pe tema asta. Și de mâine dimineață am vorbit și cu domnul prefect. Poliția rutieră trebuie să acorde managementul de trafic ca să începem să modernizăm drumul spre Siret. Este o veste bună și o să mergem și spre Rădăuți pe drumul național, pentru că și prin Milișăuți drumul arată groaznic de rău. Drumul național. Am cerut fonduri și pentru drumul Suceava-Fălticeni, drumul european, care tot arată rău. Tot în discuțiile cu ministru ne-a dat ok-ul de astăzi să înceapă lucrările pe Valea Bistriței Aurii. Drumul național 18 spre Borșa. Tot 4 ani de zile s-a pierdut timpul. Eram președinte încă în 2012, începea o firmă din Israel lucrările, s-au sistat 4 ani, nu s-a făcut nimic. Acum o să se înceapă, s-a dat ok-ul, înțeleg că luni la companie, în CTE-ul Ministerului, soluția tehnică, să începem și acolo. O altă veste bună este că începem drumul dintre Moldovița, Vatra Moldoviței și Sucevița pe la Palma, un covor de 15 km de asfalt care arată jalnic și acolo drumul național. Eu mă refer în această toamnă. Și sigur că eu am solicitat o listă întreagă de probleme. Pot să spun că nu sunt foarte mulțumit despre această prioritizare a drumului expres care să ne lege de București. Adică e prins în masterplan drumul Siret-București, dar ați văzut pe etape. Și etapele înseamnă mai întâi până la Pașcani și după aceea să vină Pașcani-Suceava-Siret. Eu vă promit că nu voi fi liniștit și nici premierul nu va fi, sau care premier va fi, nu știu eu asta, pentru că noi vom deschide încă 3 puncte de frontieră. Vicovul de Sus, Ulma și Izvoarele Sucevei. Toate astea, plus Siretul, se varsă în drumul actual european 85, se sufocă. De aceea voi cere, așa cum am mai cerut, ca drumul expres să înceapă mai repede și de aici, de la Suceava, să ne lege de București.